astăzi o să cumpărăm un camion nou, luăm un merțan și ritudă. Ia să vedem, mergem aici la băiatul. Așa. Luăm un merțan de ăsta, ultimul răcnet. Nu mă găruși de ăsta, așa. Ăsta ne trebuie două axe. Nu. Da, luăm un Actros. Nu ăsta. De ăsta. Așa. Configurație personalizată. Așa, și hai să-l facem să fie frumos. Luăm cabină. Mega Space, ci că spus am puțin mai mare, ok. O axă cu liftantă sau fără, cu. Așa. Luăm motor de 625. Luăm și eu ce asta? O transmisie, luăm o transmisie nouă, bun, interior, luăm de asta așa, cu mahon, cu alea, o, ce frumos e, super. Bun, afară, ia să vedem ce să facem noi, să vedem ce vine, oh, avem de astea faine, op, wow, ce șmecher, ăsta-l las, nu, ăsta, sau ăsta, bun, ăsta-l las, așa, nici nu-i fac nicio modificare, super. Afară, ia să vedem, mai spune o vară de asta jos, așa că arată fain, și una aici. Asta? Sau asta? Nu, atunci o lăsăm pe aia. Sau pe asta? Sau asta? Nu, lăsăm pe asta. Asta e faină. La asta, hai să punem niște LED-uri. Punem light chrome de astea. Light chrome. Cam multe, da, punem. Așa, ok. O pus și acolo. Ia să vedem. Deci am parbriz. Astea punem din interior, din interior. Asta sus numai una e. O oglindă originală. Punem chrome așa frumos. Ce frumos arată. Așa, ia să vedem. Astea cromate așa frumos. Nice. Așa, aici de astea alte faine. Aici avem panouri. Da. Așa, panouri de astea frumoase. Astea sus aici nu merg vopsite și astea. Ce nasol. Ok. Deja am trecut la roți. Nu. Asta tot originală. Deasupra. Punem o bară de asta sau una de asta. Sau de asta. Sau asta. Cred că asta. Punem una de asta. Și punem așa niște goarne de astea. Michelin. Un capăt Michelin. Atunci, în cazul ăsta, punem una de asta. Punem aici Michelin-ul, ăsta dăm X și punem aici pe Michelin. Dă bine? Dă bine. Așa, aici punem niște LED-uri. Nu, punem LED-uri de astea normale. Ia să vedem. Niște de astea light chrome de astea. Așa, și aici punem niște de-astea. Bun, și aici în spate. Aici să mai punem și altele. Bun, niște goarne, frate, să urle. Punem așa patru goarne, când claxonăm, să urle tare. Ok. Ia să vedem aici, nu, aici, hai roțile să le facem elemental, dacă mai frumos astea, nu știu ce îmi place mai mult decât celelalte. Dar la roți, avem astea și le facem așa, roșul ăsta.
Așa. Utilizăm selecția. Oh. Vedeți că e plicit. Ok. Bun. Asta este elemental. Roata este asta. Vom utiliza selecția. Perfect. Asta nu mai schimbăm, lăsăm așa random. Mai de fapt, roata asta. Astea vreau schimbate. Așa duc Chrome. Duc Chrome și la asta. Utilizăm selecția și dăm pe duc Chrome. Așa. Perfect. Ok. Punem de asta. Nah. Ok, hai să trecem la interior. La interior, să ce spuneți, spunem aici. Hai, un Android. Nu. Nu mai departe. Ah, o tocană de Nescafe. Punem un Nescafe aici. Bun. Aici. Chestii cu alte trei chestii. Ia să vedem. Prima chestie. Punem o cola. Așa, ce mai că aici? Când, cană, nu știu ce, da? Nu știu, chei. Așa, ok. Și al treilea. Ia să vedem, să vedem, să vedem. Un calculator luat. Hai, uite, pot să pun un merțean de-al meu. Ok. Aici o să punem niște telepasuri. Aici o să punem o plancardă cu nume. Nu merge, bă, da. Punem așa, confirmare. Iar aici, nu vreau GPS, deoarece este deja asta destul de mare aici. Aici ce să punem? Avem un ghiozdan drăguț care este aici jos. Ia să vedem, nu mai găsim. Sau cold box. Să ne sare scule. Sunt niște cadouri. Foresight kit. Uite aici, portable bag. Ok. Iar aici ce să punem? Trebuie că aici avem și oameni. Să o punem mâța. Sau Rex. Sau pe Yasmin. Yasmin, bine. Ok, stai aici, Yasmin. Aici. Are niște minion de ăștia? Nu. Hai să ne uităm mai jos să vedem ce mai avem. Uite. Un ventilator. Sau asta, sau asta. Sau o navă spațială. Așa, punem ventilatorul să bată pe mine aici. Aici punem o treabă de asta. Sau ce Dumnezeu? Aceasta, grilele anu, ok. Așa și, oh, yes, yes. Hai să punem o treabă de asta. Dar așa mai puține, că nu ne punem, nu punem așa multe. Și ce să punem noi aici? Ce e asta? Holy shit. Oh, please, ce căcat. Ah, uite pe Garfield. Carpet, Turcia, nu știu ce, dacă România nu este. Punem aici așa. Dăm mix la Garfield aici, îl punem pe SpongeBob aici. Îl punem pe ăsta la altă aici. Și pe Garfield aici sus. Garfield. Ok. Bun, cam atât. Ia să vedem în alt loc. Puteți să punem la ceva. Aici pe volan. Nu. Nu, cam atâta e. Dăm nu și dăm confirmare. Și dăm cumpărare. Da, trebuie să conducem nou camion. Eu sunt aici. Hai la București, ok. Ok. Așa, bun. Acum hai să facem și o cursă cu noul camion. Hai să vedem cum arată. Of,
foarte frumos. Oh, ia uite. Ia uite, foarte frumos. Da, da. 33-63, nu știu la ce vine, dar e bine. Ia uite ce frumos, foarte fain. Super barata. Ok, perfect. Așa, hai să mergem. Bursă de transport. Hai să luăm altă remorcă, să luăm una. Asta roșie, uite. Confirmare. Să luăm cursa. Ok. Să mergem. A doua, treia. Să mă încet, ne asigurăm. Din partea asta vine, dar uite că tovarășul mă lasă. Așa. Ia uite ce frumos arată Garfield acolo. Vagabanta asta. Hai că e bine. Bun. Mapa pe care jucăm se numește Promotes. Are mapa României, inclusă mapa Europei și toate cele. Are foarte multe țări noi incluse. Puteți intrați pe site-ul lor, pe promotes.net, descărcați de acolo, e complet gratuit. Este foarte frumoasă harta. Așa. Merge. Foarte mult n-am mai condus camion automat, nici măcar la muncă. Și la de la muncă e automat. Asta manual, n-am mai condus manual. Ce mitică. Ea pleacă cu a doua. Nu, că pleacă cu a doua. Așa.
semafor. O, Doamne, ce aglomerație, frate. Așa, oameni pe liber. E foarte șmecheră chestia cu H-shifter-ul, până acum nu prea m-am jucat cu H-shifter-ul, dar e faină. Fain, îmi place. Așa, hai să mergem, trebuie să mergem până în Ungaria. Boule, cu frâna ta cu tot. Hai, că trebuie să schimb acum, frate. Putem să... Oh, 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 aici încet, aici încet, că sare asta în sus de lea naiba. Tipic românesc, calea ferată. Hai să mergem. Aole, schimb și eu banda și se închide asta la altă. Așa-i dăm plan acum. Și băgăm tempomatul. Și acum e doar la banană. Foarte, foarte șmecheră făcută harta asta. Are foarte multe adăunuri și chestii. Foarte, foarte frumos arată și camionul. Ușor că e trecere de calea ferată. Uite ce frumos se vede cum trece. Îi rupem injectoarele. Îmi dăm de sar pistoanele. Merge foarte tare. Trage camionul, update-urile se văd foarte bine. Am mai mers cu unul de ăsta într-o cursă și te rugai de el, frate, să meargă la deal. Dar văd că ăsta merge bine, e ok. Să ne băgăm pe prima bandă. Așa. Și mergem. Focalizez de asta. Oh, se pare că nu mai am baterie la cameră. Era verde. Și ne dăm și pe prima bandă. Doresc cam tare camionul ăsta, se pare. Oh, giratoriu. Hai, nenea, treci. Nu vrea să treacă, uite, mă las pe mine. Mersi. Like și un share și să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți și ce curse vreți să facem sau challenge-uri cu anumite camioane sau chestii de așa, nu știu. Spuneți tot ce vreți și facem acolo. Uite aici lucrări, nu să încet. Așa. Harta asta arată super fain, deci vine un traseu super șmecher în față. Așa că trebuie să o lăsăm mai încet.
Caute, intră de 60, eu merg cu 90. Foarte fain. Cam a patra, că merge. Super frumos. Ia uite, mai mulțumim, s-o prins în telepas. Bă, dă-te bă de acolo. Dă-te bă jos. Cât de tare se mișcă alea acolo. Sunt foarte faine animațiile făcute. Modul pentru chestiile alea se numește Sisal Mega Patch. Îl găsiți chiar și pe Steam Workshop. Deci nu e... Nu e greu de găsit. Pare că se mișcă greu băiatul din față. Hai bă, ăla de-al mișcă-ți curul. Seran. Băi mie bota. Cu 20 la oră. Că nu-i trage camionul la băiatul. Păi zi, băi, dacă nu ți-ai făcut update. Ce ia de la camion, mai aveai probleme. Acum, țapă. Ia uite un pod cu steagul României. Aici, ce ăsta, baraj. Ce tare! Super fain făcut! Aoleu, urăsc aglomerația asta! Uite-și tu pe ăla cât de încet merge! De aia să meargă la dialeaut. Hai să dăm o depășire pe aici, uite. Și. Și ne-am dus. Ceau băieții de la Bolintin. I-am făcut pe toți. Uite și cum arată pe aici, parcă e drum de țară. Uite, indicatoare dărâmate. Deci tipic românesc, total tipic românesc. Bine, drumul nu chiar tipic românesc, dar gen. Uite că chestiile astea care le vezi prin România. Hai că merge cu 70-80 pe dealuri, păi da cum. Pan munte. Hop. Așa. Mergem. Și aici trebuie să virăm la stânga. Așa că ne asigurăm înainte. Ne muri motorul. Am dat drumul la ambreiaj și muri motorul. Discordia. Super fain făcută și merită să faci pe ea.
merită să te joci pe aici, super fain făcut, foarte faine peisajele. Copaci, chestii, treburi, impresii, fițe, figuri, uite aici, dealuri, alea. SpongeBob, Garfield în geam acolo. Hai la deal, hai puturoasă. Schimbăm doma cincea. Ce s-a stea pe drum? Wow, dar pe ce munți suntem pe aici, uite ce frumos se vede în jur. O luat 100. Du-te, frate. Direct overspeed se numește ăla șpanc, direct amendă, ne oprește poliția. Ar fi foarte șmecher să fie un mod în jocul ăsta să te oprească poliția să îți dea amenzi pentru chestii de astea, că ai depășit viteza foarte mult și așa. Când trebuie să ajungă Marfa? Vineri. Și azi e joi. Așa. Uite și peco nostru, care ne și oprim. Ne-am intrat a doua. Mai ești tu prietenii de acolo după ce mă parchez eu, dar sper să o faci. Să vedem, să dăm mai în față. Dar e perfect. Așa-l și lăsăm. Oprim motorul. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să dați un like, un share, iar noi ne vedem data viitoare. Pa!